Patricia Țig nu a avut succes în primul meci disputat pe iarbă. Gălățeanca a câștigat primul set în fața bulgăroaicei cei cu 6-4, dar le-a pierdut apoi pe următoarele cu 6-4 și 7-5. Cele două jucătoare erau separate de doar două locuri în clasamentul WTA. Cealaltă gălățeană prezentă în competiții, Gabriela Talab, a fost eliminată încă din primul tur al turneului din Franța cu 6-1, 6-2. Patricia Țig are drept obiectiv ca până la finalul sezonului să se apropie cât mai mult de prima sută de jucătoare ale lumii. Țig are nevoie de cât mai multe puncte pentru a urca în clasament.